Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm aruncarea tip lansare. Tema se adresează clasei a 8-a competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2.4, aplicarea procedelor tehnice și acțiunilor tactice în practicarea globală a disciplinelor sportive studiate. Atletismul cuprinde probe din alergări, sărituri și aruncări. Atletismul în școală. Pentru a realiza un grad corespunzător de însușire a probelor atletice de alergări, sărituri și aruncări, se vor aborda cel puțin trei probe, câte una pentru fiecare categorie. Predarea și exersarea se vor realiza frontal, pe grupe, individual sau combinat în cadrul aceleiași lecții. Locul în lecția de educație fizică este după veriga influențarea selectivă a aparatului locomotor sau după dezvoltarea calităților motrice, viteza sau îndemânarea, capacitățile coordinative. Nu este recomandată planificarea în aceeași lecție a deprinderii motrice alergarea de viteză cu dezvoltarea vitezei, respectiv viteza de deplasare, sau a deprinderii motrice alergarea de rezistență cu dezvoltarea rezistenței. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderență a evaluării continue formative. Procesul de evaluare va ambina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări. Corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Conform programei școlare, formarea competențelor specifice clasei a 8 -a, atletism, cuprinde următoarele elemente de conținut. Alergări, sărituri, aruncări și evaluarea. Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, avem o probă la alegere din cele prevăzute în programa școlară. În clasa 8 -a, învățarea, consolidarea, perfecționarea unor procedee tehnice de prinderi specifice probelor de aruncări din atletism cuprinde Elemente din școala aruncării Aruncarea mingii de oină cu elan Cunoștințe despre arbitraj, organizare și conducere în desfășurarea probelor Informații cu caracter sportiv Elemente din școala aruncării Clasa 8 -a. Aruncarea reprezintă mijlocul prin care un obiect este proiectat în aer cât mai departe după reguli bine stabilite. Acestea pot fi de tip Azvârlire Împingere lansare cu o mână sau cu două mâini. Probele de aruncări din atletism de tip azvârlire sunt aruncarea mingii de oină în lecția de educație fizică și aruncarea suliței, de tip împingere, aruncarea greutății și de tip lansare, aruncarea discului și aruncarea ciocanului. Fazele aruncării 1. Priza și mișcările preliminarii 2. Elanul 3. Efortul final 4. Redresarea după aruncare. Aruncarea tip lansare se poate folosi în basket, fotbal, rugby tag, jocuri de mișcare, atletism aruncarea discului și aruncarea ciocanului, dezvoltarea calităților motrice și formarea unor deprinderi de manipulare de tip propulsie. Succesiune metodică. Stând depărtat cu fața spre direcția de aruncare, aruncarea cu ambele mâini de jos înainte sus. Stând depărtat cu spatele spre direcția de aruncare, aruncarea cu ambele mâini înapoi peste cap. Stând depărtat cu umărul spre direcția de aruncare, aruncarea cu două mâini din lateral, aceeași aruncare executată cu o mână. Aruncarea cu ambele mâini de jos înainte sus. Mecanismul tehnic. Stând depărtat cu fața spre direcția aruncării, mingea sau obiectul pentru aruncare este ținută la piept cu două mâini. Se execută o semigenoflexiune cu ducerea brațelor întinse în jos, mingea este aproximativ la nivelul genunchilor. Se împinge puternic în ambele picioare, Brațele întinse execută o mișcare spre înainte sus. Mingea se va arunca, lansa spre înainte în momentul în care se poate obține cea mai favorabilă traiectorie, astfel încât mingea să ajungă la distanța dorită. După lansarea mingii, se pot realiza, din inerția impulsiei, pași spre înainte. Greșeli frecvente. Mișcarea de lansare nu este suficient de energică, umerii se ridică și se crispează, brațele sunt îndoite la nivelul articulației cotului genunchii nu se extind simultan cu mișcarea brațelor spre înainte sus. Inițial se poate executa la perete, individual. Iată mecanismul tehnic, se îndoie genunchii, extensie, puțin brațele îndoite. Mingea ar fi putut fi lansată mai sus. Apoi exercițiul se poate executa în doi. Execuție bună a celor doi elevi. Aruncarea cu ambele mâini peste cap. Mecanismul tehnic. Stând depărtat cu spatele spre direcția aruncării, mingea sau obiectul pentru aruncare este ținută la piept cu două mâini. Se execută o semigenoflexiune cu ducerea brațelor întinse în jos. Mingea este aproximativ la nivelul genunchilor. Se împinge puternic în ambele picioare, Brațele întinse execută o mișcare spre înapoi sus, peste cap. Mingea se va arunca, lansa spre înapoi în momentul în care se poate obține cea mai favorabilă traiectorie, astfel încât mingea să ajungă la distanța dorită. La finalul aruncării, trunchiul este arcuit, umerii și centrul de greutate spre înapoi, ceea ce duce la realizarea de pași spre înapoi. Greșeli frecvente. Mișcarea de lansare nu este suficient de energică, umerii se ridică și se crispează, brațele sunt îndoite la nivelul articulației cotului. În momentul lansării, palmele execută o mișcare spre înapoi jos. Genunchii nu se extind simultan cu mișcarea brațelor spre înapoi sus. Elevul se poate dezechilibra, cădea, după lansarea mingii. De obicei se execută direct cu partener, Execuția la perete individual este periculoasă, mingea ricoșind din perete poate lovi elevul. Foarte bună această execuție, impulsie activă cu pas înapoi. Și această execuție e bună, numai că impulsia este incompletă. Aruncarea cu două mâini din lateral. Mecanismul tehnic. Stând depărtat cu fața spre direcția aruncării, fandare înapoi cu piciorul de pe partea pe care se execută aruncarea, concomitent cu răsucirea trunchiului. Se execută o arcuire, lăsarea trunchiului pe spate, cu deplasarea brațelor întinse spre înapoi, greutatea se deplasează pe piciorul din spate. Se împinge puternic în piciorul din spate, trunchiul și brațele se mișcă în viteză spre înainte sus, printr-o mișcare de răsucire, mingea fi lansată cu forță și viteză. Greșeli frecvente. Mișcarea de lansare nu este suficient de energică, umerii se ridică și se crispează, brațele sunt îndoite la nivelul articulației cotului, se deplasează printr-o poziție joasă, genunchii nu se extind simultan cu mișcarea de tracțiune a brațelor. Inițial se execută individual la perete. Iată mecanismul tehnic, impulsie activă în piciorul din spate, brațele prin lateral, de jos înainte sus și apoi se execută cu partener. Bună execuția celor doi elevi! Aruncarea cu o mână din lateral. Mecanismul tehnic este același ca în cazul lansării cu două mâini. Pentru dezvoltarea ambidextriei este indicat să se execute de pe ambele părți. Acest exercițiu se poate executa atât individual, la perete, Cât și cu partener. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.